Este săptămâna albă pentru credincioși ortodoxi. Asta înseamnă că renunțăm la carne, dar putem mânca ouă și brânză. Este perioada care face trecerea spre postul Paștelui. Mehedințenii încă mai păstrează tradițiile și obiceiurile din aceste zile. Începând cu 8 martie, creștinii ortodoxi intră în săptămâna albă sau săptămâna brânzei, cea care precede postul Paștelui. În aceste zile nu se mai consumă carne, iar miercuri și vineri este dezlegare la ouă, lapte, brânză și pește. Ouă și să fac plăcinte, sâmbătă și duminică. La noi așa este, unde sunt la Brezița, da. Nu, că a trecut aia, a fost sâmbătă. Și dumneavoastră faceți plăcintă? Da, bine. Noi avem și fin pe la noi pe acolo, se obișnuiește, fin. Care am fost nașa încununat, vin în fiecare an la lăsarea secolului, vin cu blocon. Așa să facem asta, ei. În familie acum, că acum nu se mai face. Se face sarmale, aperitive, supă sau ciorbă de burtă sau friptură la cuptor, plăcintă la cuptor sau plăcintă pe clătite. Asta se face de toate. Să mănâncă ouă și brânză. Carnea nu acum. Dumneavoastră respectați săptămâna albă? Respectăm, mă dați să mâncăm altceva. Băgăm și găsăm. Și sâmbătă se fac plăcintă. Da. Dumneavoastră faceți? Păi cum să nu faci? Faci sâmbătă și duminică. Sâmbătă-i sâmbătă alulată. Potrivit tradiției, în noaptea sâmbetei plăcintelor spre duminică lăsatului sec de brânză se fac focuri pe dealuri, prin curți și grădini, curățându-se și arzându-se uscăturile. Săptămâna aceasta, prima a postului, este numită și săptămâna brânzei. De ce este numită așa? Pentru că se permite consumarea lactatelor, laptelui, brânzei, ouălelor și cărnii de pește. După această săptămână, începând de luna următoare, se lasă secul de brânză, adică vom intra efectiv în Sfântul și Marele Post, care va ține până în săptămâna patimilor, până la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Este o săptămână, este numită și săptămâna albă, este o săptămână a iertării în care noi ne pregătim atât duhovnicește cât și trupește de intrarea în Sfântul și Marele Post. Este și o săptămână pregătitoare pentru asprimea postului care va urma, deci să nu trecem direct de la mâncărurile de dulce la mâncărurile la mâncarea de post. Avem această săptămână de trecere în care, așa cum am spus, putem consuma câteva din alimentele de dulce și este o săptămână în care fiecare creștin își pune ordine în casa lui, ordine în suflet, în minte, pentru a putea ține postul așa cum l-a lăsat Sfânta Biserică pentru rosturile lui, adică asociat cu rugăciunea, cu Sfânta Liturghie, cu slujbele bisericii și cu renunțarea la păcate, la lucrurile rele. Potrivit calendarului creștin-ortodox, din duminica în care se lasă sec de carne, nu se mai fac nunți. De altfel, nunți nu se fac tot postul și nici în săptămâna luminată, adică din 19 februarie până în 23 aprilie.